Bună ziua, domnul deputat Ionuț Simionca este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule deputat, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Zi plină de emoții astăzi, are loc votul pe învestirea guvernului Ludovic Orban. Se fac numărătorile, trece sau nu trece? Emoții pentru domnul Ludovic Orban, pentru noi cei din PMP, noi știm ce vom face, știm că vom vota acest... guvernul Orban, și pentru dumnealui sunt mai multe emoții, pentru că mai așteptăm câteva voturi de la Pro-România, din câte am înțeles. E o întreagă nebunie acolo, de dimineață. Victor Ponta se tot ceartă prin declarații cu Mihai Tudose. Păi Pro-România a fost format din trădători. Și ce știe să facă mai bine un trădător decât să trădeze? Acești oameni, bineînțeles că îl trădează acum pe Victor Ponta, care în ultimele două luni ia decizii pe persoană fizică pentru întreg partidul și care nu ia în considerare ce vor și colegii de partid sau ce nevoie are țara noastră, România, pentru că România nu mai poate să rămână într-o criză. Dar ce spuneți, trece sau nu trece guvernul Ludovic Orban? Am văzut... Cum arată ultimele cifre? În drum spre dumneavoastră, acum în mașină, am văzut că sunt 239 de voturi, așa anunță liberalii. Dacă sunt atâtea voturi... De șase peste. 233 e necesar. Necesar, da. Dacă sunt atâtea voturi, va trece. Acum să vedem dacă este kvorum. Pentru că trebuie să fie două treimi prezenți în Parlament pentru a se ține ședința. De la PMP va lipsi cineva? Nu. Eu am călătorit de la 5 dimineața, am plecat de la Cluj. Și azi dimineața pe la... Deci tocmai pentru a participa, da, la... Ca să nu rămână vreo aeronavă la sol. Mai era un zbor la 8 și am vrut să mă asigur că ajung la București. Că știți ce s-a întâmplat la moțiune. Da, a fost, da, acele aeronave, da, oprite la sol. Da, președintele Tomac, de dimineață pe la 8 fără un sfert a început să ne sune, să ne verifice, să vadă dacă suntem pe să drum. Să vă dea trezirea. București, nu, noi suntem matinali, sau eu cel puțin sunt matinal și... vrea să se asigure că toată lumea a venit și că nu-și uite nimeni cartele, că se întâmplă să mai uiți cartela acasă, cartela de vot, de prezență, și fără acea cartelă nu poți să votezi sau să se validezi prezența. Deci noi vom fi prezenți, 18, 13 deputați și 5 senatori. 18. Veți vota toți? Da, toată lumea va vota, am ajuns la un consens. Știu că exista cineva în partid, la un moment dat, nu mi-amintesc acum care... Nu cred, sunt tot felul de zvonuri, zvonistica în politică e o chestie care aduce foarte multă dezinformare. Nu, noi am hotărât să votăm acest guvern, n-am primit miniștri, nu am vrut funcții, votăm acest guvern pentru că e o responsabilitate a noastră, a PMP-ului, să... punem ur la scoaterea din criza României. În același timp am condiționat, bineînțeles, votul cu câteva proiecte foarte importante pentru noi, cum ar fi alegerea primarilor în două tururi. Este proiectul nostru legislativ care a trecut de Senatul României și a trecut cu un vot favorabil și urmează să treacă de Camera Deputaților. Deci este cel mai avansat proiect și celelalte partide politice au depus proiecte asemănătoare cu revenirea la două tururi de scrutin la alegerile locale, dar al nostru este cel mai avansat și vrem să ne asigurăm că PNL o susține acest proiect. În același timp, votul nostru îl dăm și pentru susținerea de proiecte mari de infrastructură. Am și eu un proiect legislativ pe care l-am propus și care a trecut de Senatul României și este la Camera Deputaților, Autostrada Nordului. Sunt proiecte importante. Știu că ați strâns și semnături, da? Da, avem la Bistra 32.000 de semnături strânse în municipiu și județul Bistra Năsăud. Un proiect necesar pentru 2.800.000 de români. Moldova și Ardealul se vor uni prin această autostradă cu vestul Europei. Ce promisiune ați primit de la Ludovic Orban referitor la această autostradă? Știm că România are o problemă la capitolul ăsta. Păi, nu de numai autostradă, nu celălalt. Nu avem autostrăzi. Nu, promisiunea că va susține acest proiect... și că vom avea sprijin politic să treacă prin comisiile de specialitate și să devină lege. Odată ce acest proiect Autostrada Nordului va fi lege, nu mai poate să fie ignorat sau dat la o parte de niciun guvern sau nicio coloratură politică. Oricine vine la guvernare trebuie să respecte legea și trebuie să aplice legea. Așadar, dar autostrada se va construi. Putem, adică trebuie, păi să am văzut că 30 de ani guvernele care s-au tot perindat nu au reușit să construiască foarte multă infrastructură. Vedem că inaugurăm 5 km, 3 km și noi avem nevoie de 1.500-2.000 de kilometri minimum ca să avem o,
infrastructură de autostrăzi cât de cât bine pusă la punct, decentă. Dumneavoastră sunteți inițiatorul acestui proiect de lege? Da, sunt inițiatorul, sunt și co-inițiatori, mai mulți colegi, pentru că orice proiect de lege pe care îl propui în Parlamentul României, dacă nu are susținere și nu primește votul, nu trece și de aia e nevoie și de... Și în ce stadiu e acum? Deci spuneați că a trecut de Senatul României, este la Camera Deputaților, mai este nevoie de avizul din Comisia de Transporturi și din Comisia Juridică. Mai e nevoie de două avize, după care vom avea votul în plen. Cred că... Cam când preconizați că... Dacă totul e în regulă și nu îl mai blochează, că acest proiect a fost blocat de PSD o vreme, o bucată bună de vreme, vreo 4 luni de zile. A fost blocat în ce sens? A fost ținut într-un sertar acolo în comisie și nu a fost pus pe ordinea de zi. Și dacă în perioada următoare comisiile își vor face treaba și vor da aceste avize pentru proiectul legislativ, cu siguranță până în decembrie trebuie să treacă legea. Și anul următor să găsim surse de finanțare pentru proiectul tehnic, studii de fezabilitate și așa mai departe. Ne aflăm totodată și în ultima săptămână de campanie prezidențială, o campanie prezidențială mai liniștită, aș spune neapărat. Eu. Nu neapărat, atipică, dar nu liniștită. Așa aș spune eu, cum ați catalogat dumneavoastră această campanie? Atipică de ce anume? Pentru că nu s-a vorbit despre candidați, nu s-a vorbit despre... Proiectele, eu n-am văzut dezbateri în primul rând. Toată lumea a refuzat dezbatere. Noi știm, candidatul nostru, Toader Paleologu, a invitat pe toți la dezbatere. Domnule, hai să mergem și aici, da, că a fost la noi. Și se pare că n-a avut prea multe răspunsuri pozitive la această invitație. În teritoriu, noi simțim o creștere, zic eu, pentru că lumea îl apreciază pe Toader Paleologu, un candidat bun, un intelectual desăvârșit, un om cu o linie genetică și o familie cu rădăcini bine înfipte. Cred că PMP-ul va fi o surpriză plăcută la aceste alegeri și vom scoate un scor bun, dar dacă ne ducem la campanie electorală, această campanie a fost bruiată de această numire a guvernului, de moțiunea de cenzură, cine va fi ministru, care va fi la transporturi. Deci candidații e nu și-au expus. E greu din moment ce, iată, șefa executivului și președintele României se află în campanie electorală. Da. E greu să... Da. Și nu, candidații n-au putut să-și expună programele, ideile, să intre într-o dezbatere, să vedem comparativ cum gândește unul, cum gândește celălalt, cum vorbesc, cum comunică, care sunt gândurile pentru noi, pentru români, pentru România. Toader Paleologu a avut o singură dezbatere cu candidatul de la UDMR, cu Kelemen Hunor, care candidează doar pentru a-și ține voturile constante, nu care avea vreo șansă să iasă președinte. În schimb, dacă românii vor vota înțelept, Toader Paleologu are mari șanse să intre într-un doi. A apărut și un sondaj săptămâna trecută, un sondaj dat publicității de IMAS, în care Paleologu, da, candidatul PMP la prezidențiale, se situa pe locul 5 cu 6,9%. Cum arată aceste cifre din interiorul PMP? Presupun că și partidul are propriul sondaj. Eu nu cred în sondaje. Nu credeți în sondaje? Nu cred în sondaje și vă spun și de ce. Pentru că sunt anumiți indivizi sau anumite grupuri de interese care vor să scoată pe un candidat pe plus sau pe minus. Imaginați-vă că Toader Paleologu, dacă are 7% în sondajul prezentat de IMAS și el e trecut în marja de eroare, aceea de 3,5% în partea de jos a sondajului, are 7%. Toader Paleologu poate să aibă 10% în sondaj. La fel și Dan Barna, care are 12 sau 13, cât are Barna? Dar Barna are 12,6%. Dumnealui poate să aibă 9, dar dacă cineva vrea să-l pună în partea de sus a sondajului și acea marjă de eroare să o pună în plus, nu să o scadă, atunci bineînțeles că acel 3,5% poate să schimbe complet poza. De-aia vă spun că e foarte important să oamenii să voteze, că ziceau că nu are șanse, că șansa nu e de nimeni, nu e la păcănele să ai noroc. E un vot, o responsabilitate noastră a românilor, dacă vrem un președinte de o asemenea valoare, trebuie să-i dăm un vot, să-i acordăm încrederea. Dar sondajele interne ce spun? Sondajele din partid? Unde îl situează pe Teodor Paleologu? Noi am văzut, de exemplu, sondajul de la Realitate. Știți că a fost acea emisiune la un post de televiziune, Toader Paleologu era pe primul loc, votul popular.
Deci sunt sondaje și sondaje. De aia vă spun că depinde de dezbatere. La realitatea dumnealui a fost reprezentat de mai mulți colegi de ai noștri și s-a dat voturi în timp real de către telespectatori și așa a ajuns pe locul întâi, fiind susținut. Bine, este și greu de crezut, dar în vedere avansul nu, pe care îl are susținerea populară, susținerea Claus populară. Da. Vorbim la acea televiziune. Eu cred că Paleolog undeva este pe locul 3, cred că a trecut de 11% din sondajele pe care noi le-am comandat la partid și le avem. Vă amintesc dumneavoastră de Dan Barna, de candidatul USR la prezidențiale și vedem în sondaje, cel puțin o scădere drastică. Cărui fapt credeți că se datorează această scădere? Dan Barna nu are notorietate. E un polician nou și, bineînțeles, ca să candidezi la prezidențiale, trebuie să ai și o structură de partid și notorietate. Am văzut că este inclusiv un schimb de replici acid, așa, între Toader Paleologu și Dan Barna. Dan Barna spunea că dacă n-ar candida Toader Paleologu, l-ar intra în turul 2. Nu. Dacă l-ar vota România, ar intra în turul 2. E o percepție complet greșită. Deci dumnealui știe că Toader Paleologu are susținere, au și ei sondaje, văd că este un candidat bun, văd că în fiecare zi crește și văd șansa reală a dumnealui de a intra în turul 2. Și atunci normal că se panichează și au tot felul de replici și poziții. Au trecut 4 ani de la tragicul eveniment de la Colectiv. Ce s-a schimbat de atunci? Știu că dumneavoastră ați avut și un proiect de lege legat de acest tragic eveniment, legea Colectiv. Da. Ce s-a schimbat de atunci? Sau s-a schimbat ceva în cei 4 ani de la tragedie? Din păcate, nu s-a schimbat foarte multe lucruri în acești 4 ani. S-au revizuit câteva proceduri în caz că se mai întâmplă asemenea tragedii. Noi avem nevoie de foarte multe lucruri. Vă dau exemple, sunt mii de școli în România care nu au autorizație de securitate la incendii. Pentru a evita astfel de tragedii, avem instituții publice care nu au autorizație de securitate la incendii și avem multe, multe alte clădiri al persoanelor fizice, a persoanelor juridice, care nu au neapărat ale statului, care nu au aceste autorizații de securitate la incendii și nu sunt puse la punct să aibă sisteme de sprinkle, care să, în caz de incendiu, să se activeze, să aibă hidrant, să aibă tot ce nu trebuie. Nu suntem pregătiți. Într-adevăr, în mare parte suntem deficitari pe această zonă. Eu, într-adevăr, am avut un proiect legislativ, un proiect legislativ care obligă toți proprietarii care au nevoie de această autorizație de securitate la incendii și care nu o dețin, să pună un panou de avertizare. Cel puțin cetățeanul să fie informat. Să știe, dom'le, mă duc în această locație și această locație e sigură pentru mine sau nu e sigură. Și se decide pentru el dacă vrea să-și asume riscul sau să nu-și asume riscul. E un panou de avertizare pe care scrie foarte clar, pe fond alb, cu litere de 10 cm, culoare roșie, acest spațiu nu are autorizație, nu deține autorizație de securitate la incendii. Păi și legea a intrat în vigoare? Legea deja e în vigoare și puteți vedea multe instituții publice care au acest panou afișat la intrare. E o lege care ajută dacă cetățeanul își asumă sau nu să intre în acea locație, responsabilitatea sau cel puțin știe, e conștient de riscurile la care se expune. Nu repară problema legea asta, dar aduce un plus de siguranță celor care sunt atenți. Dom'le, nu mă duc în acest local pentru că nu-i sigur. Și atunci vă dau, de exemplu, un club, un bar, o discotecă care nu are autorizație de securitate la incendii și cetățenii sunt responsabili, nu vor să-și riște viața, o să închide sau o să-și pună la punct. E mai greu cu școlile, cu instituțiile publice, unde statul trebuie să facă aceste investiții, că sunt o grămadă de pași pe care trebuie să-i facă orice instituție sau orice clădire sau un imobil care vrea să ajungă să fie autorizat. Sunt foarte mulți pași. Trebuie să fie, să aibă geamuri, să se deschide automatizat, să aibă sistem de sprinkle, să aibă hidranți. Sunt foarte multe detalii. Întreagă birocrație. Da. Și ca să sunt și foarte puțini specialiști în domeniu, că această autorizație trebuie dată de un specialist care are tot felul de licențe și de diplome și de electrician și de instalator, da, de inginerie vorbim.
Săptămâna trecută au apărut niște înregistrări, da? Libertatea a dat publicității niște înregistrări fix din noaptea tragediei și care evidențiau intervenția autorităților, da? Și a smurdului. Ați văzut acele înregistrări? Am văzut o parte din înregistrări, inacceptabil felul în care acei oameni s-au comportat și... Vorbiți de cei de la IGSU? Da. Și cred că ar trebui instituțiile abilitate să facă o anchetă, să vadă ce s-a întâmplat acolo și până la urmă să se găsească vinovații pe, nu neapărat, și pe intervenție, dar și pe tot ce a fost colectiv. Că încă nu a fost nimeni tras la răspundere pentru acest nefericit eveniment. Dar de ce credeți că au apărut abia acum aceste înregistrări în campanie electorală? Are vreo legătură? Vă dați seama că nu aș putea să speculez sau să îmi dau cu părerea că e mult prea important și mult prea grav ce s-a întâmplat. Această tragedie ne-a marcat pe noi românii și nu mi-aș permite să dacă, nu știu, speculez pe această din nefericire ar avea loc un astfel de incident, o astfel de tragedie săptămâna viitoare, nu știu, am fi mai pregătiți, credeți că... Din ce am citit în presă și din ce am înțeles de la oameni care sunt în acest câmp de lucru, am înțeles că după această tragedie s-au făcut exerciții, s-au făcut scenarii în fiecare județ, dacă s-ar întâmpla în județul Bistanăstău, de exemplu, de unde sunt eu, cum vor reacționa, adică sunt mai... puși în gardă, oarecum, să spun. Dar spitalele noastre încă au deficit, nu avem spitale care să poată să trateze mari arși sau arsurile de gradul 3, de gradul 2. Vedem că s-au promis în campanie electorală, PSD a zis că va face 4 spitale regionale, prima 8, după aia 4, nu s-a făcut nimic. Deci sistemul de sănătate fiind la pământ, normal că nu poți să tratezi persoanele care sau dacă s-ar mai întâmpla așa ceva, ar fi greu să fie tratat și ar deci nu să... suntem pregătiți nici eu. După 4 ani n-am învățat nimic. Nu, pentru că am avut o guvernare deficitară, care nu a avut ca prioritate sistemul de sănătate sau, nu știu, spitale specializate pe anumite zone. Ei s-au luptat doar cu justiția, nu s-au luptat pentru români, s-au luptat să-și scape liderii de probleme penale și vedem ce s-a întâmplat. Știu că dumneavoastră ați lucrat și la o lege care obliga guvernul să instaleze bariere la trecerile la același nivel cu calea ferată. În ce stadiu este proiectul și, practic, ce presupune acest proiect? Da. Dumneavoastră, probabil nu știți, eu vin din Misiana Săud și avem foarte multe treceri la nivel de cale ferată pe drumuri europene, unde Uniunea Europeană ne obligă să construim pasarele și pe drumuri europene și pe drumuri cu grad ridicat de risc se întâmplă multe accidente. În Bistă a fost o trecere la nivel cu calea ferată unde în același an au decedat 10 persoane. Și nimeni nu făcea nimic în acest sens. Vedem că cei de la CFR sunt deficitari în a instala aceste bariere la trecere la nivel cu calea ferată și am văzut necesitatea unei legi, obligație pentru guvernul României. Domnule, ești obligat pe drumurile europene și pe drumurile cu grad de risc ridicat să instalezi bariere și semnale luminoase și acustice la trece la nivel cu calea ferată. Dar nu existau deloc? Nu erau instalate. Și sunt foarte multe cu stop. Ceea ce e inadmisibil în 2019 și 2020 pe drum european, tranzitat de parteneri europeni și nu numai, să ai stop. Adică Uniunea Europeană ne obligă să avem pasarele. Și am zis că să construiască pasarele va dura mult prea mult. O implicare pe parte de instalare de bariere ar fi mai rapidă și ar salva vieți omenești. Că de fapt, pentru asta suntem noi în Parlamentul României aleși, să ne gândim cum putem să venim în sprijinul cetățenilor, cum putem să intervenim în anumite legi și să le facem viața mai bună și mai sigură. Această lege a trecut, este o lege inițiată de dumneavoastră. Inițiată de mine și a trecut tot procesul legislativ, a fost promulgată de președintele României și este în vigoare. S-a deja ceva? Da, eu vă spun că acea trecere unde au fost acele accidente nefericite și au decedat persoane, astăzi are bariere. Un plus adus comunității, un plus adus bistrițenilor, cei din zona din Ardeal, știu că și la Dej era o
trece la nivel cu Calea Ferată, care făcea un trafic enorm acolo. Stăteai 2-3 ore în trafic ca să treci de acea barieră. Mai sunt câteva lucruri pe care și câteva treceri la, vorbim de Bistea Năsău și orașul nostru pentru a decongestiona traficul, care trebuie instalate, dar încet, încet. Până mai în 2020 și... sunt obligat să instaleze la toate trecerile la nivel cu Calea Ferată aceste bariere. Mai aveți și alte proiecte în plan pentru această sesiune legislativă? Eu personal am propus 46 de proiecte legislative ale mele și am susținut alte 120. Muncesc foarte mult în a aduce un plus valoare comunităților, a aduce un gram de siguranță cetățenilor. Vedeți, legea colectiv am făcut-o pentru siguranța cetățenilor, aceasta cu barierele la fel. Am o propunere legislativă pentru supraluminatul trecerilor de pietoni. Adică fiecare noapte, nu știu dacă dumneavoastră să conduceți, trecerile pietoni care nu sunt supraluminate nu sunt vizibile și se întâmplă multe accidente. Sunt foarte multe propuneri. Am propus o lege pentru scăderea taxelor la agricultori, că eu sunt și în Comisia de Agricultură, și să dăm o mână de ajutor. O altă lege pentru susținerea financiară a primărilor să întăbuleze și să facă toate măsurătorile topografice mai repede, să crească suma cu care aceste primării sunt susținute. Nu știu, sunt foarte multe propuneri legislative pe care le-am făcut și le-am adresat colegilor în Parlament, toate în sprijinul românilor. Domnule deputat, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă pe la noi. Și eu vă mulțumesc și oricând, avem multe de discutat. Cu siguranță, vă mulțumim. Okay.